Este un moment în viața ta ca misionar când te desprinzi, când îți faci valizele și te vezi în avion și ai un sentiment deosebit. Eu personal atunci am vorbit cu Dumnezeu și am zis, la tine vin, Tată, pentru că știu că voi depinde de tine și tu ești Tatăl meu oriunde pe acest pământ. Apoi ești misionarul care ajunge pe câmpul de misiune și periodic se întoarce acasă. Tu rămâi misionar. Tu vii acasă, dar ești totuși misionarul plecat și în cei 1, 2, 3, 4 ani lucrurile se transformă și acasă și tu vii cu bagajul de cunoștințe de pe câmpul de misiune, în mintea ta vrând nevrând se dă o luptă în a te adapta aici, în a îți îndeplini sarcinile și aici. Și eu personal m-am asemănat la un moment dat cu un soldat. Nu mi-a venit gândul ăsta de la mine însumi, ci datorită faptului că mulți frați și surori din biserică au zis, voi sunteți în linia întâi și noi suntem cei de acasă, în linia a doua, pe frontul de luptă, în vederea lărgirii împărăției lui Dumnezeu, și vă vom susține. Acum, venind acasă ca și soldat de pe un câmp de bătălie, aș vrea să fii bun cu tine însuți și să fii răbdător cu tine însuți, că nu imediat cum vei ajunge acasă, vei fi gata să împărtășești, vei fi gata să spui cum a fost. Tu ești ostenit când vii acasă. Prima ta nevoie e aceea de a fi îmbrățișat, a simți iubire și acceptare, căldura căminului de acasă. Să fii îngrijit, să ți se dea hrana necesară, să ți se dea odihna necesară, adăpostul pe care tu acolo trebuie cu greu să ți-l găsești, să ți-l faci pentru tine însuți. De aceea tu să fii blând cu tine însuți în a te adapta și cei de acasă să fie înțelegători pentru a te primi și a răspunde în primul rând la nevoile tale. Și apoi dacă e bătălie, e bătălie. Tu ai trecut prin momente grele, lucruri care te-au afectat la nivelul trupului tău, la nivelul emoțiilor tale, spiritual chiar, și poate că va fi nevoie de un timp mai lung în a fi gata să împărtășești. Poate va fi nevoie să plângi, poate va fi nevoie să te bucuri în primul rând, să-ți primești ceva pentru tine însuți și apoi, cu răbdare și cu îngăduință, să împărtășești ce a fost pe câmpul de misiune. Deci, nu uita, ești un soldat, ești un misionar acolo, un misionar acasă și nu neapărat vei dori să răspunzi la curiozități. Vei dori să răspunzi la inimi care bat împreună cu tine, la inimi care slujesc împreună cu tine. Și nu neapărat vei avea un scop de a-ți fi îndeplinit numai nevoia financiară. Chiar dacă poate unii vor înțelege numai asta, momentul în care tu vei căuta să împărtășești din experiențele tale de pe câmp. Sunt multe aspecte cu care te vei confrunta. Deci dacă ești soldat, ești rănit, ai nevoie de îngrijire, ai nevoie de mângâiere și ai nevoie de încurajare.